Consiliul Județean Sălaj a finalizat prima investiție implementată prin programul Angel Salini. Joi 23 noiembrie a avut loc recepția lucrărilor de modernizare a drumului Județean 109P Camăr Limită Mare, un fost drum de pământ în lungime de 3,5 km, adus la standarde europene printr-un proiect de 11 milioane de lei finanțat în cadrul programului național de investiții Angel Salini. Zilele trecute am finalizat un drum județean în nord-estul județului. Astăzi inaugurăm o investiție. În zona de nord-vest, iar peste două săptămâni vom recepționa lucrările la un drum din partea de nord. Intervenim în toate zonele unde se impune pentru a asigura conexiuni rutiere modernizate cu toate județele vecine. Prin acest proiect am demonstrat că putem avea o colaborare foarte bună nu doar cu administrația locală, ci și cu ministerele de resort, în speță cu Ministerul Dezvoltării. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la succesul acestui proiect a declarat Dinu Iancu Sălăjanu. La recepția lucrărilor au mai fost prezenți deputatul Sereș Deneș, vicepreședintele Sila Robert Ișvan, reprezentanții ai Consiliului Județean Sălaj, ai primărilor din zonă, ai constructorului, proiectantului și ai inspectoratului de stat în construcții.